Naționala masculină de volei a României, aflată în pregătire la Craiova din 27 iulie, a susținut la sfârșitul săptămânii trecute 3 meciuri amicale în compania Moldovei. Partidele s-au desfășurat în polivalenta din Bănie fără spectatori, iar tricolorii pregătiți de craioveanul Dan Pascu le-au câștigat pe toate. Astăzi s-a alăturat lotului și experimentatul jucător Bogdan Olteanu, care va încerca să ajute România să se califice la Euro după mulți ani. Primul turneu din preliminariile campionatului european va avea loc la Craiova în perioada 15-17 septembrie, iar România va înfrunta pe rând Macedonia, Estonia și Cehia. CSU Filiaj a făcut o partidă bună vineri seara pe stadionul Chimia din Ișalnița, în compania Concordiei 2 Chiajna, în prima etapă a Ligii a treia, dar nu s-a ales decât cu un punct. A fost un 0-0 cu multe ocazii la poarta ilfovenilor. În prim planul rătarilor s-au aflat Alex Fotescu, Mario Tănase, Borneci și Robert Căle. Antrenorul filieșenilor Gigi Ciurea, dar și jucătorii s-au arătat dezamăgiți că elevii săi nu au reușit să învingă satelitul Chiajnei. Nu ești așa cum ne-am fi dorit. Am discutat cu băieții, au avut o evoluție bună în meciul de Cupa României. Nu știu ce s-a întâmplat, o evoluție mult mai slabă astăzi. Poate și căldura asta. Faze de poartă au avut și au creat, dar n-a fost luciditatea aia de a înscrie. Eu cred că, per total, așa, dacă după aspectul jocului, eu zic că meritam victoria. Chiar dacă am avut un joc slab astăzi. A fost primul meci în campionat, plus căldura de afară care a fost. Așa e, când începe campionatul până echipa prinde un ritm de joc, este greu. Ce a lipsit astăzi, în afară de gol? Poate un pic mai mult dorință de a câștiga. Nu a fost să fie să învingem astăzi, foarte multe ocazii. Jocul cred că l-am dominat complet de la cap la coadă, dar nu a fost să câștigăm. A fost lipsă de concentrare sau ce s-a întâmplat? Nu pot să spun lipsă de concentrare, pur și simplu nu a intrat în poartă. În etapa a doua, CSU Filiaj va juca în deplasare cu CSM Pitești pe 10 septembrie.